Cel care a avut nemijlocit tangență cu imitorul proces prin care a trecut cetățeanul Israelului pe pământ moldovenesc este Sergiu Grati și este deja pe canapeaua noastră. Bine ați venit! Bună ziua! Deja am dat seama că aveți o experiență bogată la capitolul interacțiunea cu stranierii, cei care vin la noi în țară. De ce ei aleg să vină la noi? E mai ieftin și e mai calitativ? Pacienții care aleg să vină la operațiile plastice în Republica Moldova, în primul rând, pun accent pe calitate, pentru că deja se cunoaște că condițiile în clinicile private din Republica Moldova sunt la egal cu clinicile din vest, Germania, Franța, Anglia, chiar și Statele Unite, și la unele capitole chiar depășesc condițiile de spitalizare. Pentru dumneavoastră, personal, care a fost cea mai complicată sau marea provocare la care sunteți mândru că ați făcut față? Ce ați tăiat, ați ascuns? Cele mai mari provocări în chirurgie estetică vin cu implicarea simțului estetic al chirurgului. Și odată ce mergi pe un teren impropriu, când nu cunoști exact rezultatul final a intervenției și într-o anumită măsură te bazezi pe intuiție și în final vezi un rezultat estetic bun și foarte bun, rămâi cu o satisfacție atât ca și chirurg. Dar ca și complicat, nasul, urechile, burta, unde e mai greu de lucrat? Se consideră că cele mai complexe intervenții sunt cele faciale, în mare măsură operațiile estetice care presupun reconstrucție după traumatisme. Că la concret o reconstrucție de nas, o rinoplastie care implică implantarea unui cartilaj din coaste sau din altă zonă, este de o complexitate majoră. Așa. Domnul Pașa, pentru dumneavoastră, care a fost operația care v-a marcat și vă amintiți încă și astăzi? Eu rămân pe filiera cea mai complicată și complexă operație este mastopexia. Acolo este mult de lucru. Și asta presupune ridicarea sânului sau modelarea sânului cu țesuturile proprii. Aha. Adică nu se injectează nimic, nu se pune nimic, pur și simplu se lucrează și după naștere, după alăptare. Da, se lucrează numai cu țesuturile proprii. Și acolo este și volum, și dublu organ, și volum de suturare, fiindcă până la urmă eu rămân pe faza că 40% din termenul operator, asta e suturarea care trebuie să fie calitativă. Mai ales așa un organ sensibil cum ar fi sânul, orice femeie dorește o formă, dar nu dorește cicatrici postoperatorii. Ca să le obții de calitate, epuizez un efort enorm chirurgical pentru a obține asta. În urmă cu 10 ani, ce operații estetice erau la modă și acum ce operații sau proceduri estetice avem la modă? Extraordinar. Nu există modă. Asta e fals din cauza că noi avem rețelele de socializare care promovează și, adică cultivă, asta e la modă, dar nu e corect. Când oamenii au fost dornici să arate bine și în Evul Mediu și în Egiptul Antic. Și atunci erau vrăjitoare. Erau acum sunt chirurgii plasticieni. Erau metode cosmetice care se aplicau, inclusiv știți foarte bine legenda Cleopatrei. Da. Cel mai incredibil, că în timpul sistemului sovietic și regimul cel totalitar, primul congres mondial de chirurgie estetică și plastică a fost făcut la Moscova în 1956. Ca să înțelegeți. S-a deschis un institut special care se dezvolta în chirurgie estetică pentru a oferi cetățenilor sovietici aceste servicii. Și mă gândeam că ei numai război. Și dumneavoastră vă zice 10 ani în urmă. Care 10? 60 de ani în urmă operațiile se făceau. Nu era așa de popularizat ca acum, nu se vehicula pe tema asta. Atunci numai politicieni, acum și vedetele, și artiștii din jurnalism, toată lumea. Dar acum toată lumea își permite. Nu ai dreptate. Da. Fiindcă, ca să înțelegi, primul lifting facial care l-am făcut eu în viața mea la un bărbat, el era tractorist. Și ce probleme avea dumnealui? A slăbit 40 de kilograme. Și a târnat. I-a târnat și a conștientizat progresul în prospătez. Poftim, iată, e o cerință firească care nu e la modă, și astea erau anii 90. Bravo! No, exact. Și viceversa, despre fese, dacă am vorbit. Primul bărbat cu fese implantate,
în Moldova este operat în Moldova de mine. Bărba. Așa. Dar noi ce trebuie, dansează latino. Da, eu nu am dreptul să mă întreb, fiecare decide ce vrea să facă cu corpul lui, cu sufletul lui până la urmă. Așa că, dar voi îi mai opriți pe unii? Când vedeți că exagerează. La sigur. Vreau să zic că am alături doi medici chirurgi bravi, extraordinari, deci practic știu cum să oprească pacientul. Și ambii îmi place foarte mult că știu limita până unde se poate și până unde nu se poate. Și asta chiar este o mândrie pentru mine, fiindcă eu la fel sunt, îmi place pacientele mele să le ghidez și le spun, uite, până aici facem, mai mult nu se poate. Deja o să devii Donatella Versace. Da, nu tot ce se spune, se mediatizează, chiar se poate defectua și nu, la cazul concret chiar nu da, poți face. Da, și poate unea chiar unei nu poți pune un implant mamar foarte sau... mare pentru un corp foarte suplu. Deci sunt anumite limite. Da, pentru posibile. Că nu poți să intervii chiar într-atât de mult în cartea aia vieții care ți-a fost pusă. Vă mulțumim enorm pentru că ați reușit să ajungeți astăzi la noi. Femei și bărbați frumoase și frumoși să iasă de pe, din cabinetele dumneavoastră și să dea Domnul să nu avem Donatella Versace în Moldova.